Odată cu răcirea vremii, oamenii care au rămas să locuiască în estul Ucrainei se pregătesc de iarnă lungă care îi așteaptă. Mulți locuitori din regiunea Harkov trăiesc fără gaz, apă sau electricitate de luni bune, după ce bombardamentele armatei ruse i-au lăsat fără utilități. Cei care stau în case la sol depozitează lemne, însă cei care stau la bloc se ciocnesc de o situație mai complicată. Ei sunt nevoiți să se încălzească și să gătească mâncare la bucătării improvizate în aer liber. Artyom Panchenko, în vârstă de 9 ani, și-a ajutat bunica să aprindă focul într-o bucătărie improvizată lângă blocul lor aproape abandonat. E foarte frig, dorm îmbrăcat în apartamentul meu. După ce pregătesc bucatele, aceștia se întorc în apartamentul lor întunecat și rece. Ferestrele noastre au fost avariate. Acum doar mâncăm aici, dar dormim în apartamentul alăturat, deoarece ferestrele lor nu sunt deteriorate, așa că este mai cald. Bucătăriile improvizate sub cerul liber au împânzit orașul Kivșarivka din regiunea Harkov. Situația este așa, fără curent, fără apă, fără gaz. Ne este frig. Cei care locuiesc la sol taie lemne pentru iarnă. Am mâini și picioare, așa că nu îmi este frică de frig pentru că găsesc lemne și pot face focul în sobă. Operatorul nuclear al Ucrainei a declarat luni că bombardamentele rusești au întrerupt din nou curentul la centrala nucleară Zaporojie, unul dintre cele mai îngrijorătoare puncte de foc ale conflictului din țara vecină. La o fermă situată la aproximativ 20 de kilometri de centrală în regiunea Dnipropetrovsk, Larisa Ivanova susține că atunci când curentul este întrerupt, fabrica folosește generatoare diesel. Situația este tensionată, dar încercăm să ne gândim mai mult la victorie. Cu cât depunem mai multă muncă și ajutăm forțele noastre ucrainene, va fi mai ușor și pentru noi. Cel mai dificil lucru este să supraviețuiești, să ținem echipa și să nu fim bombardați. În Harkov, bombardamentele sunt deja la ordinea zilei. Și astăzi, când se fac 237 de zile de la începerea războiului, au avut loc două explozii dis de dimineață. Primarul orașului Igor Terehov susține că a fost afectat zona unei întreprinderi industriale.